A devenit deja o tradiție ca foarte mulți cetățeni de origine africană sau asiatică să recurgă la metode nu tocmai legale pentru a trece frontiera cu mai multă ușurință în statele europene. De aceea, majoritatea preferă să simplifice procedurile legale și își procură pașapoarte false. Așa s-a întâmplat și miercuri, când polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu au depistat un cetățean egiptean care vrea să intre în România cu un pașaport fals. Bărbatul, care călătorea într-un taxi, s-a prezentat la punctul de trecere al frontierei Giurgiu cu un act de identitate ceh fals. Oamenii legii au trecut imediat la proceduri și l-au reținut pe bărbat în vederea efectuării mai multor cercetări. Procedând la verificarea documentului, lucrătorii noștri au constatat că acesta este fals. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că persoana în cauză este cetățeanul egiptean Ibrahim Z, în vârstă de 37 de ani. Acesta a declarat că a procurat documentul de călătorie din Grecia de la o persoană ale cărei date de identitate nu le cunoaște, contra sumei de 1000 de euro. Cu scopul de a ajunge într-o țară din vestul Europei. Conform protocolului româno-bulgar, persoana și documentele au fost predate poliției de frontieră în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun în asemenea situații.